Este o mare doamnă a teatrului românesc și o artistă foarte iubită. Cariera sa artistică este demnă de admirație și de respect pentru dăruirea cu care și-a dedicat talentul teatrului și filmului. Numărul spectacolelor, radio sau TV, este de ordinul miilor. A încântat și încântă în continuare spectatori de toate vârstele, pentru că actrița Ileana Stana Ionescu urcă la fiecare spectacol pe scenă cu aceeași dragoste pentru teatru și pentru public. Doamnă Ileana Stana Ionescu. Da, iubita mea. Aveți o carieră impresionantă de 60 de ani? Acum de ce vrei să fac socotel care mă indispun? Da, e cam așa. Timp în care ați adunat multe roluri în teatru, în film, multe aplauze, dar și multe amintiri. Da. Vă propun să răsfoim împreună albumul dumneavoastră cu amintiri, să privim fotografii și să ne împărtășiți ce anume vă leagă de fiecare moment surprins de fotografie, dar și de persoanele alături de care apăreți în aceste fotografii. Cu mare plăcere, Marina, dragă, facem exact ce propui. Totul este că e prea aglomerată amintirea mea de atâtea lucruri, fiindcă toată viața mea a fost plină de lucruri, cum să spun, senzaționale și nesperate, fiindcă am avut tot timpul surprize. Eu n-am solicitat vreodată un rol. A venit la mine exact când mi-aș fi dorit. Vezi ce chestie? Da, în sfârșit, o să vorbim mai pe larg apoi despre profesie. Ați debutat ca actriță în 1955, la doar 19 ani, da, la Teatru de Stat din Reșița. Da. Și totuși, nu v-ați dorit de la bun început carieră în teatru, ați vrut să fiți ziarist. Da, inițial, după ce am terminat liceu, am vrut să fiu ziaristă și am și încercat lucrul ăsta, însă era o etapă ciudată, trebuia să ai un dosar foarte curat. Ori la mine erau lucrurile cam îngâlcite, că sunt pe jumătate italiancă, familia mamei era plecată în Italia, tatăl meu a fost ofițer de stat major în armata lui Antonescu și lucruri de-astea care nu se potriveau cu pretențiile ziaristice de atunci. Și n-am fost admisă, va să zică. Și toată istoria cu teatru a fost întâmplătoare. De fapt, un joc al întâmplării a fost întreaga mea existență. Și cariera, și întâlnirea cu soțul meu, și apariția acestui copil care a adus fericirea vieții noastre. De fapt, tot ce mi s-a întâmplat a fost o surpriză. Povestiți-ne despre primii pași în teatru. Primii pași în teatru au fost datorită fratelui, tatălui meu, care era în Reșița și unde m-am dus eu să îmi câștig existența după eșecul cu ziaristica. Și fiind iubitor de teatru, bineînțeles că avea multe cunoștințe acolo și am cunoscut și colectivitatea și conducerea și, mă rog, și un actor bătrân care juca în Școala Femeilor m-a ochit și a zis că poate, dacă aș vrea să încerc, să joc Agnes în Școala Femeilor, fiindcă actrița care interpretase ab initio acest rol să transferase la un alt teatru. Și o inconștiență absolută a vârstei în necunoașterea totală a profesiei, că nu știam ce înseamnă de fapt un actor. Acum pot să vă spun. Dar atunci nu aveam idee și în inconștiența asta spun, am început să mă pregătesc și am intrat în Agnes. Și mi-am făcut datoria, eu zic, convenabil, de vreme ce am reușit să rămân în teatru mai departe. Și tot cu această ocazie, în Școala Femeilor l-am cunoscut pe soțul meu, și am rămas împreună până azi, când împlinim 56 de ani, 57 de mariaj. Și a fost o etapă foarte, foarte bogată. Am jucat primul meu rol de cum se cheamă, travesie, am jucat în Șerpe Mărgărite, da? Este prima fotografie, erați făt frumos. Făt frumos din lacrimă. Doamne. Făt frumos. Făt frumos, vreau să spun că a fost o chestie extraordinară, asta mai povestit-o, dar poate că vă amuză și pe dumneavoastră. M-am antrenat pe un cal pe care l-au adus de la regimentul orașului și căluțul era destul de în vârstă așa și cu mințel.
Și ne-am antrenat cu aplauze, cu lumini, cum se face. Și vreau să spun că la premieră, ca să vedeți ce sensibilitate au animalele, nu știu, a simțit fluxul ăla de la public. Ce naiba s-a întâmplat, nu știu, că a făcut o balegă că toate zilele în mijlocul scenii. Și după asta urma dansul florilor, zânele, chestii. Dar cred că a fost de bun augur, a fost așa ca o urare de bine, știi? Pentru că toate lucrurile au mers cum trebuie după aia. Uite, când mă uit la poza asta, îmi vine rău. Da, asta e. Ați rămas la teatrul din Reșița vreme de 5 ani? Parcă mai puțin, cam așa, da. Am avut o întâlnire cu un coleg care ne-a spus că teatrul din Piatra Neamț să înființează, că teatrul din Bacău o să aibă o secție la Piatra Neamț și că e cu tineret, cu mea, și ne-a propus să ne prezentăm la concurs. Și ne-am dus. Și vreau să declar acum, cu mâna pe inimă, că cei mai frumoși ani ai tinereții noastre, că vorbesc și numele soțului meu acum, i-am petrecut acolo. La Piatra Neamț. Ați plecat cu soțul și cu niște colegi care sunt tot numai noi. De la Reșița numai noi am fost. Dar am intrat amândoi și a fost, repet, o etapă extraordinară pentru că, cum să spun, programul repertorial, pentru că publicul, pentru că orașul, pentru că, nu știu ce să spun, natura, totul era parcă în avantajul nostru. Și am petrecut acolo 6 ani, cred. Da, nu? 6 ani? 6 ani. Timp în care ați făcut multe turnee. Mult, așa vreau să spun, datorită teatrului am cunoscut această frumoasă țară și când spun că am cunoscut această frumoasă țară, vorbesc și de sate. Am umblat mult la sate, am reprezentat soacra cu 3 nurori, că n-am să uit asta niciodată. Și, repet, am cunoscut țara asta de care m-am îndrăgostit și pe care n-aș părăsi-o niciodată. La un moment dat, da? V-a văzut Radu Beligan și v-a făcut asta propunere. Asta a fost, cum să spun, schimbarea care a intervenit în existența noastră, că mi-a dat ideea să mă duc la Teatru Național la concurs, fiindcă făcea teatru un mare concurs pentru tineret. Ia, avem o fotografie cu dumneavoastră și cu Radu Beligan și cu soțul. Și cu soțul meu. Maestru Beligan este cel care v-a adus, da, pe scenă. Maestru Beligan, îi rămân datoare câte zile o să am pe pământ, îi mulțumesc din toată inima pentru tot ce a însemnat el pentru mine. Și vreau să spun că sunt în admirația lui în continuare, pentru că la vârsta lui este fabulos. Ceea ce face el, nu știu dacă este foarte indicat pentru sănătatea și pentru... Dar este colosal. Este, mi se pare, în cartea recordurilor. Cel mai în etate actor în viața activă. Deci da. O actriță foarte tânără pășește pe treptele Teatrului Național. Da. Cum și a fost primul spectacol? Vreau să spun acolo? Că am fost foarte, foarte, cum să spun, îndoită și mi-a fost... Am avut emoții foarte puternice pentru că mă gândeam ce să caut eu la Teatrul Național între toate personalitățile alea. Eu nu făcusem școala de teatru, nu mă simțeam chiar bine armată pe toate direcțiile. Dar uite că am câștigat concursul cu rolul Orfeu în Infern, un rol pe care l-am iubit și îl voi iubi câte zile voi avea, pentru că Tennessee Williams m-a cucerit întotdeauna. Și am intrat la Teatrul Național. Da. Știu că o prietenie aparte vă leagă de un alt actor care la vremea respectivă era și a jucat ani buni la Teatrul Național. Un actor care spuneați că v-a sprijinit foarte mult. Persic. În Idiotul. Da, mamă. Avem o fotografie cu dumneavoastră și cu Florin Piersic într-un spectacol care i-a fost dedicat lui Florin Piersic. Știi ce presimțire am? O să vă fur toate pozele. Ia uite ce poze au oamenii ăștia, eu nu le am. Da, Piersic a însemnat foarte mult pentru mine, fiindcă rolul cu care am debutat în teatru a fost ăsta. Și maestru Finții, care era regizor, odihnească-l Dumnezeu, să aibă și pentru noi, de acolo de unde o fi, un ochi. Era foarte riguros, era foarte dur. Și eu eram ușor speriată. Ori Florin a injectat, cum să spun, în mine atâta energie și atâta credință și atâta forță încât m-a ajutat să zbor deasupra tuturor acestor inconveniente.
Și uite, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt atâția ani de când sunt acolo și cu toate că sunt pensionar acum, continui să colaborez cu Teatrul Național și am avut foarte multe satisfacții. Venirea în București și faptul că jucați pe scena Teatrului Național, pe cea mai mare scenă a țării, v-a făcut foarte cunoscută și a început și solicitarea dumneavoastră la radio, la televiziune, da, în diferite spectacole, sketch-uri TV. Într-adevăr. Avem o imagine dintr-un astfel de, o astfel de scenetă în care sunteți alături de Nicu Constantin. O, Doamne, Doamne, dar nu mai știu ce a fost asta. Ați jucat alături de foarte, de mulți, foarte actori, mulți actori, da, în diferite scenete. Spuneți-ne, ce amintiri frumoase aveți din acea perioadă în care aceste scenete TV erau aproape săptămânal? Da, Doamne, ce să spun? Ce amintiri? Toate au fost pentru mine niște surprize, fiindcă nu mă așteptam să fac față, cum să spun, onorabil. Dar amintiri așa speciale n-am, pentru că toate au fost pentru mine sărbători. Nu știu dacă mă înțelegi. Și acum, după atâția ani de teatru, fiecare premieră este o sărbătoare. Fac descoperiri, găsesc întotdeauna lucruri absolut noi care mă fascinează și socotesc că meseria asta a fost pentru mine un mare premiu pe care mi l-a acordat steaua mea protectoare sau cine să spun, nu? Da, destinul. Destinul, da, da. Ați jucat de-a lungul anilor foarte multe roluri în teatru, da, printre care Ana Petrovna în Mașinăria Cehov, Chiriachița și Lena în Titanic Vals, da, Fräulein și Zoia în Gaițele. Uite, și lista, știu, da, lista poate continua. Da, mamă, da. Oricum, există, n-am să vă întreb care este cel mai drag rol din teatru, pentru că sunt convinsă că toate v-au fost dragi, dar am să vă întreb dacă a existat vreun rol sau mai multe roluri care v-a emoționat sau impresionat mai mult. Ți-am spus adineori, Orfeu în Infern este un autor și o piesă care m-a fascinat, datorită care am câștigat concursul de la Teatrul Național și mă gândesc la Orfeu în Infern întotdeauna cu o mare surpriză și o mare bucurie. Bine, acum, realitatea este că eu am fost foarte atașată de tot ce am jucat. Acum, idiotul nu poate fi exclus din toată discuția noastră, fiindcă, dincolo de surpriza pe care ți-o oferă rolul, a fost surpriza cunoașterii unui bărbat minunat, care a fost Florin Piersu și care a însemnat pentru mine și înseamnă în continuare. Eu poate exagerez acum, dar poate o să mai avem ocazia să ne mai întâlnim și să mai, ne mai ghidușim pe ceva direcții, cine știe. E de neuitat acest lucru. Și ce să spun? Nu, uite, a vrut să spun un lucru. Uite, acum, adică stagiunea care s-a încheiat, am avut o șansă fabuloasă să joc în trei capodopere ale dramaturgiei originale. Deci, Gaițele, deci Titanic Vals, deci Micul Infern, nu trei. Și Idolul și Ion Anapoda. Idolul și Ion Anapoda, care este spectacolul record ca număr, fiindcă în celelalte spectacole am jucat mai multe roluri de-a lungul timpului, dar în Idolul am jucat pe același, de atunci până acum. Sunt 36 de ani de când acest spectacol se reprezintă, firește, în diferite distribuții și în diferite regii, pentru că au plecat dintre noi mulți și e foarte trist. Uite, și acum mă gândeam de câte ori privesc la televiziune reluări și mai bine de jumătate sunt plecați dintre noi. Cum spune Florin Piersic, într-o stea. Într-o stea. Și vezi ce curios, nașterea ca și moartea sunt lucruri la fel de firești, nu? Eu nu mă acomodez deloc cu gândul că va trebui să dispărem. Dar o să dispărem, ce o să facem? O să ne luăm la revedere și o să ne ducem cine știe unde. Să continuăm într-o notă mai veselă. Da, și mai... Avem câteva fotografii cu dumneavoastră în diferite roluri, în diferite spectacole, diferite perioade ale activității artistice și am să vă rog să ne amintiți și de roluri și de spectacole. Asta este una dintre ele.
Tot la Național, bineînțeles. Într-o perioadă tot, aproape de începuturi, nu? Aproape de începuturi, păi se vede că eram foarte tânără, nu? Adică destul de tânără. Da. O, Doamne, Doamne. Ia uite, alta. Da. Doamne, bunește femeia asta, eu nu știu ce e aici. Nu știu, nu mi-amintesc. Stai, îmi dai voie puțin? Sigur, sigur. Nu știu ce este. Nu, îmi aduc aminte. Acum, poate că e de înțeles. Aia, de exemplu, n-am da. Uit niciodată. Gaițele, gaițele. Și erați în rolul? Lena. Lena. Lena, Zoia și Coana Chirița. Alături de Florina Cercel. Și Rodica Popescu. Și Rodica Popescu, da. Bitănescu, din același spectacol. Da, iată, da. O, oh, Doamne, ce mutră poți să am. Asta e actul 3 când de pregătire de pomană. Da, de pomană. Vorbeam mânii. Despre idolul și Ion Anapoda. Ei, acesta este rolul pe care îl interpretați. O mătușă foarte veselă. Da. O, oh, Doamne, ce rol frumos și ce amintiri colosale. Vezi, uite, mi-a venit în cap acum Mișu Fotino, cu care am jucat ani de zile. Și în televiziune și la radio. Fotografiile pe care le avem din idolul și Ion Anapoda sunt mai recente, sunt din 2013, deci da, este o altă distribuție. Da, mă uit la Ileana Olteanu, care e în ultima formă a spectacolului. Da, uite, vezi ce chestii. Mai mi-ai făcut o plăcere, Marina, neînchipuită cu pozele astea. Nu mi-am imaginat că le aveți. Cu acest spectacol ați fost într-un festival al comediei la Galați? Atunci, în 2013. Da, am fost în mai multe. Văd că ați luat și o diplomă pentru acest rol sau acest spectacol. Auzi, da? Da, sunteți cu diploma în mână aici. Aici, uiteam, să știi că am luat prea multe ca să ți le înșir acum. Dar mulțumesc de Dumnezeu, a fost răsplătită din plin pe toate direcțiile și îți dai seama că recompensa este minunată. Este poate un premiu ca ăsta, care nu înseamnă bani sau nu știu ce, e mai mult decât orice. Sau îți povesteam pe drum că plăcerea pe care ți-o face întâlnirea cu un spectator pe care nu l-ai văzut în viața ta și care se uită la tine cu ochii strângitori și zice: Doamne, bună dimineața, ce bine îmi pare că vă văd, ce faceți, vă duceți la piață, ce gătiți, uite, vai. Este, cum să spun, atât de plăcut și atât de colosal să te simți la tine acasă pe orice stradă, în orice clipă și în orice moment. Aici sunteți alături de Dan Puric. De Puricelul, da. Ce bă, în același spectacol. În același spectacol. Dar el l-a preluat și el s-a ocupat în ultima vreme de forma ultimă a idolului și Ion Anapoda. Da, iubita mea, așa e. Vorbeam mai devreme că ați avut foarte multe turnee, atât în țară cât și în străinătate. Avem o fotografie. A fost un moment special într-un turneu în Brazilia. Oh, da. Vreau să spun că în Brazilia am trăit cel mai fabulos moment de teatru. Reprezentația asta făcută de Andrei Șerban avea loc într-un spațiu neconvențional, publicul era aproape, se schimbau locurile mereu așa și vreau să spun că la final publicul a venit peste noi în scenă, ne luam brațe, nu vă spun cum aplaudau, nu vă spun ce atmosferă fabuloasă, repet, a fost. Și mi-am dat seama de următorul lucru. Am revăzut cu mai multă vreme după niște materiale filmate de colegii noștri acolo, în Brazilia. São Paulo? São Paulo, da. Vezi ce înseamnă totuși filmul și importanța care trebuie dată pentru film anumitor momente. Emoția fabuloasă pe care am avut-o acolo, când ne-au îmbrățișat ei și ne-au urat tot ce ne-au urat, n-am regăsit-o în peliculele pe care le-am văzut. Sigur, mi-a făcut mare plăcere și s-au legat momente pe care poate le uitasem, dar ce a fost acolo este greu de povestit și greu de reprodus și greu de imaginat. Erau atât de drăguți și spuneau: vai, ce păcat că pleacă băieții ăștia care au o limbă așa de frumoasă. Ne-am simțit colosal în Brazilia, colosal, și succesul pe care l-am repurtat a fost de toată frumusețea.
Ați jucat de-a lungul carierei atât roluri în dramă, cât și roluri în comedie. Da. Totuși, comedia, rolurile de comedie, s-au apropiat mai mult sau s-au pliat mai bine pe temperamentul Probabil, dumneavoastră. da. Unii spun că e mai ușor să joci comedie decât dramă. Oare așa să fie? Nu e adevărat că e mai ușor. Teatrul are foarte multe pretenții și dacă îl iei în serios, este la fel de obositor și de cum să spun eu, acaparant, că joci dramă, că joci comedie. Că trebuie să ai toată, cum să spun eu, tot adevărul, toată sinceritatea la îndemână ca să poți cuceri publicul. Faci degeaba ghidușii dacă nu sunt pornite din tine și nu țâșnesc din tine. Uneori e chiar poate mai greu la comedie, pentru că trebuie să ai o măsură, trebuie să ai, cum să spun eu, și o stare permanent bună, care de fapt se instalează când te duci la teatru și te vezi pe scenă, se instalează în tine, indiferent ce te preocupă sau te indispune în momentele alea. Dar nu e adevărat că e mai ușor sau mai greu, sunt la fel de pretențioase și, repet, dacă vrei să faci profesia la ștacheta pe care ți-ai propus-o, trebuie să cercetezi tot ce te înconjoară, să fii cu ochii mari la toate personajele care seamănă cu cel pe care îl interpretezi, de la care poți să împrumuți ceva, de la care poți să câștigi ceva, să afli ceva, să te inspiri, știi? Fiindcă uneori, sigur că regizorul îți dă direcția rolului, dar unele chestii le descoperi singur. Și vreau să spun că am avut surprize și după câțiva ani de interpretarea unui rol, am găsit lucruri care nu m-am așteptat să le găsesc și care se potriveau teribil și care erau foarte bune. Spuneați într-un interviu că atunci când ai o replică într-un rol comic, trebuie să fii foarte atent și la tonul cu care o spui, că O, dacă e mai sus sigur. sau mai jos decât Bineînțeles, trebuie, este nu la obții. milimetru. Totul este milimetric. Dacă vrei să faci, repet, ca să atingi ștacheta pe care ți-ai propus-o, că așa se poate face cu fluctuații, sigur. Nu foarte mari, că atunci deja nu mai e interesant, dar așa e. Cariera dumneavoastră nu s-a oprit la teatru. A intrat foarte devreme și în film, în cinematografie. Da. Avem câteva fotografii, dar înainte de a le arăta, hai să amintim câteva dintre peliculele în care ați jucat. Păcală, Da, Tufă de Veneția, Serenadă la etajul 12, 12, Secretul lui Bacus, și al lui și ai Nemesis. lui Nemesis, da, Dumbrava minunată, Dumbrava, Șantaj. Șantaj, da, Șantaj care a avut un loc foarte important în Minerva Tutovan Minerva era Tutovan, anchetatorul pe care da. l-ați interpretat. Da. Cuibul de Viespi, Cuibul de bineînțeles. Viespi, sigur. Îi datorez foarte mult răposatului Geo Saizescu. V-am văzut recent și în Cucoana Chirița. Și în Coana Chirița. Știi că îmi face rău când evocăm lucrurile astea? Îmi face rău că nu-mi vine să cred că ei nu mai există. Fiindcă, de exemplu, cu Geo Saizescu am fost colegă de liceu la Turnu Severin. Și cu Virgil Ogășan. Și cu Virgil Ogășanu. Bine, de Virgil e mai tânăr. Da. Dar amândoi severineni. Și îmi face așa, tresaltă inima când mă gândesc că ei au plecat. Ce să facem, doamna? Asta e situația. Hai să vă arăt o fotografie în care amândouă erați atât de tinerele și de frumușele, Cine și alea? dumneavoastră și Margareta O, Păslaru, Margareta în scumpa filmul un mea. film cu o O fată fată fermecătoare. fermecătoare. O, drăguța mami, ce scumpă. Am de la ea o amintire de la filmul ăsta cu o poză așa. Foarte drăguță fată și foarte talentată, foarte bună. Doamne ajută, Doamne ajută să fie sănătoasă și să se bucure de copiii ei și de ce îi mai rezervă viața, că poate mai are surprize, nu? Minerva Tutovan. Opa, ia uite. Da, Minerva Tutovan. Vrei să știi că eu nu am această poză? Nu am. A fost un rol care mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Un scenariu scris după Rodica Oșo Brașovean, Ojo Brașoveanu, nu? da. Și aia ce e? O Coana Chirița. fotografie A, nu. din E Meri Sălbatici, da. Meri Sălbatici. Unul din primele filme pe care le-am primele, făcut. Da, 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 da. da. Aoleo.
Marina, Marina, ce mi-ai făcut cu pozele astea? Dar mă răzbun eu cumva. Găsesc eu. Vă plac? Da. Asta nu poate decât să ne bucure. Mă plac, îmi plac. Sigur, le știu majoritatea, dar m-ai răscolit teribil, m-ai emoționat teribil și mi-a făcut mare plăcere la urma urmii, dacă vreau să fiu sinceră. Dacă nu vreau să fiu sinceră, atunci te urăsc. Da, mamă, zic. Ați jucat și în teatru și în teatru TV și în seriale de televiziune. Da. E diferit felul în care se realizează un spectacol de teatru pe scena teatrului, foarte un spectacol diferit de teatru TV și la fel în cazul filmelor, foarte o film diferit de lungmetraj sau unul de televiziune. E foarte diferit, e cu totul altceva, după opinia mea. Eu am făcut film destul pentru experiența pe care o am, dar prefer teatru. Emoția pe care mi-o stârnește scena, contactul direct cu publicul, reacțiile lor, cum să spun, e cu totul diferit de ceea ce se întâmplă în film. Mai ales că filmul făcut așa rămâne, nu? Ce s-a înregistrat, aia rămâne. Pe când la teatru poți să mai dregi, să mai corectezi, să mai inventezi, să mai îmbogățești, știi? De-aia îți spun, ce e aia? Nu mi-arată, nu vrea să-mi arate. Din anul 2002 sunteți societar de onoare al Teatrului Național București. Ce înseamnă acest titlu pentru un actor? Uite, m-ai pus în încurcătură. Cred că înseamnă foarte mult, înseamnă tot. Societar al Teatrului Național. Nu m-am gândit niciodată în tinerețea mea că am să ajung să obțin o astfel de stare. Mă gândesc că este o recompensă a faptului că v-ați pus toată viața în slujba teatrului. Probabil că cei care mi-au acordat titlul ăsta și-au dat seama de asta și le mulțumesc tuturor și sunt foarte mândră. Avem o fotografie de la Teatrul Național în care sunteți alături de Ilinca Tomoroveanu. Da, și cine era aici? Vorba despre centenarul Zaharia Stancu. Oh, atunci da. Când eu pe vremea lui Zaharia Stancu am fost angajată la Teatrul Național. El și era n-am director. N-am să uit niciodată că el, când m-a primit să ne cunoaștem, nu? S-a mirat că sunt foarte, așa eram, stresată. Și am spus, maestre, când m-am urcat pe scara asta către dumneavoastră și m-am gândit la câte personalități au călcat pe aici, m-a cuprins nebunia. A fost atât de drăguț, scumpa mea, vai. Vreau să spun că el, ca director, era mereu la repetiții, se interesa de tot ce avem noi în perspectivă, ceea ce este foarte mare lucru. Foarte, foarte mare lucru. Adică să avem asigurată evoluția și creșterea profesională, înțelegi? Dar v-ați simțit mereu încurajată de colegii? Da, da, da. Pentru că am cu avut mai multă experiență. Da, am avut parte de, cum să spun, când mă gândesc la Geo Barton, la Silvia Dumitrescu, că nu-mi vin acum toți în minte, erau niște oameni extraordinari. Și vreau să spun ce senzație aveam noi când intram în sala de repetiții și ei erau, să zicem, așezați ca să pregătiți să facem repetiție. Ne salutam ca pe, cum să spun, ca pe niște zeități îi salutam. Și de fapt erau pentru noi niște zeități. A fost mare lucru să avem o astfel de societate și astfel de exemple de jur împrejur. De-a lungul carierei ați primit foarte multe premii. Am să amintesc doar câteva. Premiul Teatrului Național pentru Activitate Artistică în 76, premiul special al juriului pentru întreaga activitate artistică în 85, un premiu de excelență al Galei Uniter, un trofeu pentru rolul din O Batistă în Dunăre, în regia lui Cojar, da, în 98, Placheta de aur a UARF pentru merite deosebite în dezvoltarea artei și culturii cinematografice în 2011. Avem două imagini de la astfel de evenimente în care vi se decernează câte un premiu. Aceasta este de la prima ediție a Galei Celebrităților anului în 2008. E bine, află că dacă era soare afară, veneam la voi îmbrăcată în rochea asta. Pentru că mă leagă amintiri de rochea asta și simt nevoia să o expun, știi? E, bravo, mamă!
Dar aveam o vârstă aici, cât e? În 2008. 2008. Da, da, da. În 2012, la gala premiilor VIP. Da, păușa mea, astea sunt aventurile unei existențe foarte bogate. În septembrie 2011... Așa, ce s-a mai întâmplat? Ați primit o stea. Oh, da. Pe aleea celebrităților. Pe aleea celebrităților, doamne, doamne, da. O stea cu numele dumneavoastră. Da. Și vreau să spun că am pățit o chestie foarte neplăcută și nici nu știu cui să mă adresez ca să o dreg. Am avut-o prinsă de o jachetă la o sărbătorire și am pierdut-o. Păi cred că este suficient să vă discutați cu prietenul mai tânăr, George Ivașcu. Cu George Ivașcu. El s-a ocupat da, de eveniment. De fapt, nici nu n-am insistat eu foarte tare, dar... Erați alături de Sebastian Papaiani, amândoi da, Papas. Ați primit atunci. Domnul Papas, cum îi zicea Geo Saizescu, Papas, Papas. Da, mama, am văzut. Frumos moment. Oh, Doamne, cum, da. Cum vi se pare această idee de a avea o alee cu stele ale marilor artiști? Foarte frumos. Foarte frumos. A fost, nu știu foarte sigur dacă a fost ideea lui Ivașcu sau a lui. Bine, Ivașcu a făcut foarte multe lucruri foarte speciale. Așa că să-i dea Dumnezeu sănătate, să ducă teatrul ăsta mai departe, Metropolisul, să facem, poate să mai am și eu parte de o experiență alături de ei. Și cred că este, eu știu acum, crezi că dacă anii trec o să mai aibă loc și alții acolo pe alea asta? Că vedete o să fie cât e lumea și pământul. Cine știe, poate se, se face una piața adiacentă. Timpului. Poate se da, mărește da, da, da. Piața timpului. Piața așa timp. Se numește locul. Da, ce, da, e frumos, respectiv. Foarte frumos. Da. Foarte frumos. Urmează câteva fotografii în care sunteți alături de colegi de breaslă și am să vă rog la fiecare dintre ele să ne spuneți ce vă leagă cel mai mult. Cel mai mult sau ce amintire frumoasă aveți legată de respectiva persoană. Aici sunteți alături de Irina Petrescu. O, Doamne, scumpă. Și de Ștefan Bănică Junior. Da, da, da. Dar Irina Petrescu... Stai numai puțin, te rog. Era lansarea... Primului volum. Primului volum. Din cea de-a doua serie din Arhiva, din... Arhiva antologia TV. Intitulată da, Momente da. De aur. De cel da. Dedicat lui Amza, lui Amza Pelea. Da, uite, vezi, faci ce faci și mă aduci în contact cu creaturi care nu mai există. Asta e situația. Ce mai mi-arăți acolo? Ia să văd. Mircea Albulescu. Oh, dumneavoastră, soțul. Am jucat. Uite, vezi, mi-ai adus aminte și acum. Mircea Albulescu. De o piesă, Scrisori de dragoste se cheamă, foarte frumoasă. Pe care am jucat-o alături de Mircica Albulescu cu succes. Îmi pare rău că el nu mai este într-o formă foarte bună acum, că am fi putut relua spectacolul, fiindcă avea șanse să trăiască aici. A, cu soțul meu da, sunt, da. Cu domnul Andrei Ionescu, da. Da, da. Da. Mircica. Scrisor de dragoste. Uite, și asta a fost una dintre marile pasiuni ale profesiei mele, rolul ăla. Acum, vreau, nu vreau, trebuie să le alternăm. Urmează o fotografie de la o aniversare a lui Sergiu Nicolaescu. Vezi? Vezi? Asta e, da. Mare actor, mare regizor. Ați jucat într-un film regizat de el? Nu, dar l-am prețuit și l-am iubit foarte mult. Alături de Cristina Deleanu și Eugen Cristea. Și Eugen Cristea, dar... Aici? Nu e Eugen Cristea. Aici. A, aici, eu mă uitam la ăsta. Aici, zic. Eugen Cristea da, 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 și da, Cristina da. Și soțul dumneavoastră. Da, 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 da. La ce suntem acolo? La o lansare de carte. Uh-huh. Da. Oameni drăguți, foarte drăguți, toți, ce să spun. Cu Eugen Cristea am jucat mai puțin și cu Cristina mai puțin, dar nu contează ca tovarăș de muncă, ca virgulă actor, sunt oameni minunați. Și... Ion Lucian. Oh, vai, ce a însemnat Lucian pentru mine, nu pot să-ți descriu. L-am iubit enorm, am avut șansa să fim alături. Oh, să fie odihnit acolo unde e. Foarte mult l-am iubit, foarte mult și am avut șansa, repet, să fim alături.
Cred că și el m-a prețuit pe mine. Doamne, Doamne, Marina, draga mea, ai răvășit în mine o grămadă de amintiri. Marina, Marina. Dar amintiri frumoase. O, superbe, superbe, superbe. Adică n-ai avut nici o fotografie care să-mi amintească lucruri neplăcute. De fapt, nici nu prea au existat. Vreau să spun, viața mea în teatru a fost armonioasă, a fost plină de surprize dintre cele mai minunate și am avut mare noroc, am reușit să îmbrățișez această profesie care m-a scos din multe, cum să spun eu, momente de cumpănă. Pentru că am avut și eu, viața mea ca fiecare, niște îndoieli, niște frici, niște nerezolvări și în teatru întotdeauna mi-am găsit forța să revin la linia de plutire și bucuria să mă regăsesc așa cum m-am lansat la adolescență. Aveți o carieră frumoasă. Foarte frumoasă. Și de succes. Aveți o familie frumoasă. O, Dumnezeule, de care mulțumesc încă o dată stelei mele protectoare care m-a încununat cu așa, așa un premiu. Cum să-i spun? Că socotesc că este un câștig mai presus de un premiu. Fiindcă un partener de viață este lucrul cel mai important pe care l-ai sub acest. Uite-l pe tăticul nostru, tăticuțul. Da. Alături de domnul Andrei Ionescu. Știi care era marele meu câștig? Că avem temperamente foarte diferite. Eu sunt explozivă, incandescentă, mă rog, irascibilă, sunt cu multe cusuri. El este domol, e calm, e lucid. Și întotdeauna mi-a pus frâna, m-a îndrumat pe cărarea cea mai bună și profesional și în viața privată. Așa că să-i dea Dumnezeu zile multe și să fim alături cât ani se poate ca să vedem, poate, pe nepoțelul nostru Luca, dar stai că să mă gândesc cum să-l vedem căsătorit sau măcar la școală. Măcar la școală cât mai mult. Da, la școală, la liceu, adică mare, da, să dea Dumnezeu. Și dincolo de carieră și familie, aveți și un public numeros care vă iubește. Sunt foarte mulți oameni care vă iubesc. Da, da, asta este foarte adevărat și este, încă o dată îți spun, o recompensă teribilă. Este un flux așa care să se percepe de la sală, știi? Și este foarte important. Ai curaj, ai dorința să le faci bucurie. Bucuria ta e și bucuria lor. Este o chestie care se împărtășește egal și este foarte important. Pentru publicul care vă iubește. Da. Ținând cont de faptul că sunteți extrem de activă și stagiunea care tocmai s-a încheiat a fost plină de spectacole, da. Unde vă pot vedea din toamnă când începe stagiunea viitoare? Păi, în primul rând, la teatrele de care am pomenit, mi se pare, adică Titanic Vals la Notara, Gaițele la Metropolis, la Teatrul Național Idolul, Micul Infern și mai sunt spectacole, mai sunt mai multe în care joc. Sâmbătă, duminică, luni sau... Am avut și o premieră recent cu terorismul. Deci, cele trei teatre sunt Notara, Național... În primul rând Naționalul, unde sunt mai multe spectacole, Notara... Metropolis, da. Doamna Ileana Stan Ionescu, vă mulțumesc din suflet că v-ați găsit vreme să veniți la noi. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să comentăm împreună fotografiile, pentru că vă plac, vi le oferim. Nu se poate. Vi le facem cadou. M-a nenorocit și nu doar asta, și aceste flori Doamne, mulțumesc, frumoase. Iubita mea. Mulțumesc din toată inima. Vai, ce frumoase sunt. Acum, ce să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă vedem mulți ani de acum înainte pe scenă. Să dea Dumnezeu, mulțumesc frumos. Măcar în măsura în care puterile mele mentale și fizice vor fi, mă rog, normale, sper să fiu pe scenă. Asta va fi cea mai mare bucurie a vieții mele și doresc, în clipa în care astea mă părăsesc, să părăsesc și eu această lume. Fiindcă fără teatru, mi se pare viața mea... E teatru. Da. Da, mulțumesc. Și vreau să-ți spun un lucru, mi-a venit în cap acum, că în noua locuință am să fac un loc special să afișez aceste poze.
Mulțumesc mult, mulțumesc, și noi, Marina, draga mea. Și îmi pare, nu știu, rău puțin că m-ai întristat văzând oamenii care au dispărut. Dar cred că voi fi înțeleasă de public, pentru că este un sentiment normal să fii, cum să spun, minat de dispariția prietenilor și au fost, de exemplu, dar nu mai vreau să vorbesc, Giurchescu, de care n-am vorbit deloc, oh, Doamne, Cojar, de care am vorbit foarte puțin, oh, Doamne, în sfârșit, gata. Dar aveți mulți prieteni care încă vă sunt alături și de ei vă bucurați, da, în continuare. Să sperăm, să sperăm că politica repertorială a teatrului va fi generoasă și că vom avea cu ce să ne întâlnim și pentru ce să ne ostenim și să bucurăm publicul. Mulțumesc frumos, Marina. Mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc.